Este cunoscut faptul că giurgiuvenii sunt oameni credincioși, însă, din păcate, puțini își permit să meargă să se roage la alte biserici decât cele din Giurgiu. De aceea, omul de afaceri Nicolae Florian, un apropiat al bisericii, a venit cu lăudabila inițiativă de a organiza un pelerinaj la mănăstirile din județul Giurgiu, dar și la cele din imediata apropiere a orașului de peste Dunăre, Ruse. Vă urez să aveți un pelerinaj așa cum vi l-ați dorit, să vedeți cât mai multe locuri care vă interesează și vă liniștesc și vă ajut. Da. Primul obiectiv este mănăstirea Sfântului Ioan Rus. Cât e... Ați fost la Sfântul Ioan Rus? Ați fost câțiva la Sfântul Ioan Rus? Da, ați fost. Este o mănăstire de suflet și a familiei mele și a mea personal. De ce? Pentru că Sfântul Ioan Rus este un sfânt militar. Da. Și eu sunt de formație militară și această mănăstire e făcută pe amplasamentul unei foste unități militare. Ia cântă cum le așează Dumnezeu pe toate. Părintele Stareț Macarie este și părinte duhovnic al meu, deci de asta am ținut morții și să ajungem acolo. Ce trebuie să facem pentru Sfânta Mănăstire să poată să fie mai bine percepută de noi, de Giurgiu? Să facem drumul, să asfaltăm drumul până acolo, pentru că este drumul jalnic. Da? Aia trebuie. Și totodată, uite acum să pun bazele unei sfinte biserici, da? În care și noi, Nova Force, tot grupul de firme Nova Force, pune umărul, o să vedeți constructori de la noi care pun acum toarnă fundație. Astfel, două autocare pline cu credincioși giurgiuveni au pornit în pelerinaj, prima oprire fiind la Slobozia, la mănăstirea Sfântului Ioan Rusul. Aici pelerinii au asistat la o slujbă religioasă, s-au rugat, s-au miruit și au trecut pe la moaștele Sfântului Ioan Rusul. La această sfântă mănăstire, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor, Doamne, miluie! Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Giurgiu. Mănăstirea a fost înființată în 2006, atunci când episcop al Giurgiului a fost numit preasfinția sa dr. Ambrozie, cel care de altfel a hotărât înființarea unor chilide maici, singurele din eparhie. Deși aflată în afara zonei Maramureșului, în mănăstirea Sfântul Gheorghe de la Giurgiu, rânduiala slujbelor se săvârșește într-o biserică de lemn, executată cu mare măestrie de meșteri din Bârsana țării Maramureșului. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți.
câteva minute bune de rugăciune în mănăstirea Giurgiuveană, pelerinii au poposit în localitatea bulgară Pasarabovo, aflată la 10 km de orașul Ruse. Aici se află singura mănăstire săpată în stâncă, încă locuită din întreaga Bulgarie, cunoscută și sub denumirea de Sfântul Pasarabov. Biserica actuală a fost construită în 1865 cu mai multe ajutoare primite din România, iar mănăstirea constă de fapt într-o bisericuță zidită în peștera Sfântului Cuvios Dimitrie și câteva chilii săpate în stânca din apropiere. Catedrala Sfânta Treime din Ruse a fost următoarea destinație a credincioșilor giurgiuveni aflați în pelerinaj. Construită în 1632, biserica a fost nevoită să respecte impunerile otomane, acelea de a nu depăși înălțimea moscheelor. Acest neajuns s-a compensat prin construirea unei biserici subterane, ornată cu icoane, picturi murale și un iconostas impozant. Din cadrul pelerinajului organizat de Nicolae Florian, a fost mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Aici, unde credincioșii au fost întâmpinați chiar de starețul mănăstirii Mihail Muscariu. Mănăstirea Comana a fost ctitorită în 1461 chiar de Vlad Țepeș, de aici și aspectul în formă de cetate. Când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei miloștii, că aceia vor fi miluiți.
cei curat cu inima, că aceia vor vedea pre Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocără și vă vor prigoni. Cei mai mulți dintre pelerini au vizitat pentru prima dată lăcașele de cult incluse pe harta acestui pelerinaj, motiv pentru care au rămas impresionați de ceea ce au văzut și au mulțumit celui care a avut inițiativa unei astfel de excursii plină de încărcătură emoțională. Ceva foarte frumos, nici nu ne așteptam să fie atât de frumos. Foarte frumos, o impresie foarte frumoasă. Foarte bună idee. Ar fi să facă și în alte pelerinaje în alte părți, dar cred că dânsul a mai făcut și cred că face în continuare. Mulțumim la cel care ne-a organizat, îi mulțumim din tot sufletul, noi neavând ocaziile și starea materială, din tot sufletul îi mulțumim. Dânsul frumos a fost și mai ales că am avut posibilitatea la peșterea Sfântului Dumitrie Basarabov, care e făcător de minuni, la Catedrala din Ruse, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și îi mulțumim la acele organizatori, spre Dumnezeu, sănătate și să îndeplinească dorința. Cu multă bucurie am primit această inițiativă, pentru că, iată, cu multă bucurie au primit și oamenii această inițiativă. Am răspuns cererii domnului Florian Nicolae cu binecuvântarea preasfințitului părintele nostru dr. Ambrosie, episcopul Giurgiului și încercăm să fim cât mai utili oamenilor. Să le oferim atât asistență religioasă cât și turistică, să zic așa, prin faptul că am mai fost prin aceste locuri, mai ales la Mănăstirea Sfântului Dimitrie Basarabov, cât și aici la Catedrala Sfânta Treime.